Este o nebunie să știi că adolescentul Neymar era atât de bun la penaltiuri, încât FIFA a fost nevoită să schimbe regulile pentru penalty din cauza lui. Avea un truc care îi trimitea pe portari să se sară în cealaltă direcție înainte ca acesta să atingă mingea. Mulți fotbaliști au folosit trucul înainte de Neymar, dar Neymar l-a perfecționat, așa că a devenit evident pentru FIFA. Trucul a fost că alerga încet spre minge și chiar înainte de a intra în contact cu mingea, făcea o pauză, făcându-l pe portar să se arunce înainte de a lovi încet mingea în plasă. Dar după ce FIFA a făcut noua regulă, oricine face asta va primi un cartonaș galben. Abonează-te la Lumea Cunoștințelor pentru mai multe lucruri fantastice.